Războiul continuă în comuna Izvernă. Directorul școlii gimnaziale, celebrul Gică contra Marian Balaci, iese din nou la rampă și, ca de fiecare dată, nu cu proiecte benefice pentru cetățeni, ci și cu lucruri negative. Profesorii din cadrul acestei unități de învățământ îl acuză de hărțuire și abuz de putere. Lucrurile au degenerat în comuna Izvernă atunci când Marian Balaci, directorul unității de învățământ din comună, a început să pună piedici unui program after school pe fonduri europene inițiat de primărie. În timpul orelor de curs, acesta a dat buzna peste cadrele didactice ale școlii primare din satul Seliștea, le-a întrerupt din timpul activității, pentru a da o notă explicativă cu privire la informațiile pe care le dețin despre programul Școală după Școală. În data de luni, pe 10 ianuarie, când am început școala, eram în timpul orei a treia și domnul director a intrat în clase la fiecare dintre noi și ne-a chemat în cancelarie. Bineînțeles, așa cum am făcut de fiecare dată, am respectat totul ceea ce mi-a cerut domnii directori. Am mers în cancelarie și acolo ni s-a spus să luăm o foaie de hârtie pe care să dăm o notă explicativă. Cadrele didactice sunt în șoc după ce acestea i-au adus la cunoștință directorului. Nu au făcut nimic rău în activitatea pe care și-o desfășoară la clase și nu au pentru ce să dea notă explicativă. Marian Balaci a început să-i amenințe că le face raport la inspectoratul școlar dacă nu scriu această declarație, în timp ce profesorii au fost obligați să meargă în cancelarie. Copiii au rămas în sala de clasă, nesupravegheați, în jur de 35 de minute. Întrebat fiind domnul director, cu ce ocazie dăm această notă explicativă, dumnealui mi-a răspuns că trebuie să ajungă aceste note explicative la inspectoratul școlar județean Mehedinți, referitoare la anumite întrebări are dumnealui din proiectul care se afla în curs de desfășurare, despre care toți părinții erau informați că va începe în data de luni. O notă explicativă se cere unui cadru didactic doar în cazul în care acesta are o sesizare în scris, întrucât nu își face treaba, sau dacă nu a dus la îndeplinire o decizie dată de director. Astfel se consideră abuz de putere. De asemenea, faptul că Marian Balaci a amenințat profesorii și a dat buzna peste ei în clase se constituie faptă penală și se pedepsește de legea 167/2020. Aceste note explicative consider că au fost cerute în mod ilegal, întrucât o notă explicativă trebuie dată numai unei cereri în scris, ceea ce nu s-a întâmplat acest lucru, în timp ce stăteam nedumeriți și am întrebat pentru ce să dăm această notă explicativă, întrucât nu am făcut niciun rău, deci nimic. Și nu avem pentru ce da notă explicativă, noi aflându-ne deja în timpul programului zilnic, nici măcar nu începusem această activitate din cadrul proiectului, ne-a amenințat, arătând la ceas, că în 2 minute trebuie să fim gata. Bineînțeles, nu am început în 2 minute, că nu puteam, în asemenea condiții, nu puteam să scriem. Din cauza amenințărilor făcute de către director, uneia dintre învățătoare i s-a făcut rău, ajungând la spitalul de urgență din Baia de Aramă. Marian Balaci nu a arătat niciun fel de compasiune față de starea cadrului didactic, obligând-o în continuare să scrie nota explicativă. Colegii mele, Răducan Maria, i-a venit rău, au început să-i tremure mâinile, l-a rugat pe domnul director să o lase puțin, că nu poate să scrie în acel moment, ceea ce dumnealui nu a făcut, nu mă interesează. Domnul director îmi este rău, dumnealui a spus, nu mă interesează acest lucru, va trebui să scrieți, dacă nu scrieți, și ieri mi-a spus mie că nu vă interesează, că mie mi-este rău. De vineri seara, eu am fost hărțuită prin mesaje, psihic, de către domnul director. Am plecat în clasă la copii pentru că acești copii trebuiau să fie supravegheați, erau în timpul orelor. Domnul director a venit după mine, a deschis ușa și făcea acum,
Eu trebuia să văd ce fac copiii. Copiii nu au voie să rămână nesupravegheați în timpul orelor. Copiii au rămas înmărmuriți văzând comportamentul neadecvat al directorului, ajungând acasă speriați și au povestit părinților episodul traumatizant prin care au trecut. Prin clipe de groază au trecut cadrele didactice ale școlii primare din satul Seliștea din cauza directorului Marian Balaci. Astfel a fost făcută o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. În acest sens și a fost depusă o plângere penală la parchet pentru hărțuire. Din sursele noastre, reprezentanții ISJ urmează să desfășoare o anchetă în comuna Izverna pentru a stabili veridicitatea întâmplărilor. Marian Balaci riscă să fie pedepsit legal pentru abuz de putere, după ce le-a terorizat pe cadrele didactice aflate în subordinea sa. Acesta nu avea dreptul să întrerupă cursurile, decât cu o cerere pentru a participa și a supraveghea ora, nici de cum de a întrerupe procesul educațional. Directorii unităților de învățământ ar trebui să reprezinte un exemplu atât pentru elevi cât și pentru profesori. Nu să aibă un comportament care să îi sperie și care nu este demn de această funcție.